De 9 ani, membrii Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala Giurgiu, își desfășoară activitatea într-o clădire lipsită de căldură. Un impediment serios pentru activitățile specifice clubului, care nu se pot desfășura în bune condiții, în special pe timpul iernii. Atent la nevoile celor care și-au slujit cu credință țara, omul de afaceri Nicolae Florian, administrator al grupului de firme Nova Force, a găsit de cuvință să ofere clubului pensionarilor militari două aparate de aer condiționat ce au fost deja instalate și puse în funcțiune. Dânsul a participat la noi la o altă activitate mai deosebită, la fel ca și acum de ziua armatei și, sincer să vă spun, i-am spus cam ce nevoie avem, utilități și s-a ajuns la concluzia că cel puțin deocamdată să ne aducă aceste două aparate. Clubul pensionarilor militari reprezintă pentru mulți dintre ei o a doua casă. Aici își petrec timpul la o partidă de table sau șah, la un biliard sau pur și simplu memorând amintiri sau comentând ultimele evenimente locale și naționale.